Solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul România a aprobat în ședința din 25 august ordonanța care reglementează vaccinarea împotriva COVID-19 de către medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare în ambulatoriile de specialitate. Potrivit actului normativ pentru activitatea de administrare a vaccinului împotriva COVID-19 de către medicii de familie la domiciliul persoanei validată ca serviciu de vaccinare în Registrul Electronic Național de Vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, tariful este de 60 de lei per inoculare. Pentru administrarea vaccinului de către medici de specialitate în cadrul ambulatorului de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalelor, validată ca serviciu de vaccinare în Registrul Electronic Național de Vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, tariful este de 40 de lei per inoculare. Tarifele includ și consultația medicală, precum și raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse post-vaccinale. Am creat cadrul legal pentru ca un număr semnificativ de persoane să poată fi imunizate de către medicul de familie la domiciliu. Este o măsură care are drept scop stimularea vaccinării și protecția cu precădere a persoanelor vârstice, nedeplasabile sau mai greu deplasabile. De asemenea, pentru pacienții cu boli cronice, poate începe vaccinarea în ambulatoriile de specialitate, tocmai pentru a proteja mai bine acele persoane care au și cel mai mare risc de a se îmbolnăvi și a dezvolta complicații în caz de infecție cu SARS-CoV-2, a declarat ministrul Sănătății Ioana Mihăilă. Medicul de familie Irina Vatrajan consideră că această informație este proaspătă și momentan medicii de familie așteaptă să apară informații noi. Totuși, aceasta nu exclude posibilitatea ca unii medici de familie să refuze să realizeze aceste vaccinări, asemeni celor care nu au realizat vaccinări împotriva COVID-19 la cabinete. Având în vedere că această informație este foarte proaspătă, am aflat-o și noi tot de ieri, deocamdată urmează să ne gândim foarte bine, dar la o primă impresie așa, trebuie să vă spun că mi se pare așa o măsură de panică cumva, având în vedere situația vaccinărilor nu numai în Suceava, dar și în România, în general. Deci cererea de vaccinare este foarte mică. Pacienții au bătut în retragere la această vaccinare, de unde inițial era un foarte mare avânt, având în vedere că la început înscrierea la vaccinare a fost foarte dificilă și s-au pus nenumărate piedici legate de sistemul informatic mai mult, de înscriere era lor, după aceea lumea a văzut că nu se întâmplă nimic așa de grozav și au abandonat. Ei, această măsură de vaccinare la domiciliu este numai pentru acele persoane care nu se pot deplasa, suferă de anumite boli mai grave care îi împiedică să acceseze centrele de vaccinare. Ei nu sunt chiar foarte mulți aceștia cu domiciliu, iar deplasarea la domiciliu a medicului de familie cu tot cu vaccin care presupune niște condiții speciale, mie mi se pare că nu este o măsură chiar atât de bună, având în vedere vaccinarea care presupune niște condiții de respectat. Dacă la centrele de vaccinare, care s-au închis în număr foarte mare, nu a existat o cerință atât de mare, vă dați seama că cei de la domiciliu nici atât nu vor accepta acest lucru, pentru că fiecare își face așa un calcul și spune, dar eu stau acasă, unde să mă umplu de vaccin, de virusul ăsta și pentru ce să-mi trebuiască vaccinarea. Nu cred că va fi un mare succes această măsură și condiția este ca ai noștri colegi să fie de, cum să spun eu, să aplice la această măsură. Ați văzut că atunci când a fost vorba să vaccineze la nivel de cabinet, nu a acceptat toată lumea. Marea majoritate a medicilor de familie s-au înscris să facă vaccinarea în centre de vaccinare unde condițiile permit acest lucru și unde este un circuit și un flux normal pentru vaccinare și condițiile de păstrare ale vaccinului. Dar probabil atâta vreme cât s-a făcut vaccinarea în două cu micii și cu piatra de nu știu unde, acum se rea probabil, dar nu știu, nu s-a gândit bine nimeni la chestia asta. În ceea ce privește ambulatoriile de specialitate, nu permit să dau o părere, ar trebui accesat un medic din ambulatoriu ca să spună cât de bine vede această măsură.
Cam atât deocamdată la o primă impresie. Acum urmează să vedem ce instrucțiuni vom primi și cred că ar trebui aici, de fapt, să se implice mai mult DSP-urile care să facă o echipă dotată cu tot ce trebuie, cu o ambulanță, cu ceva, în sfârșit, cu măsuri de prezervarea vaccinului până la domiciliul respectiv și nu atât medicul de familie, pentru că nu se poate, adică o să mai analizăm situația asta, dar cred că nu-i de bine.